Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! În ultimii ani, numărul cooperativelor se află într-o ușoară creștere, dar performanțele economice sunt modeste. Cele mai multe cooperative din România activează în sectorul cerealelor și al plantelor tehnice, iar în domeniul zootehnic sunt foarte puține. În Șarul Dornei, județul Suceava, primarul localității a găsit soluția ca să-i determine pe fermieri să formeze asociații. Administrația locală a decis să-i scutească de anumite impozite. În primul rând, avem la nivelul localității, la nivelul primăriei, de exemplu, avem persoane care asigură consultanță gratuită de fiecare dată, bineînțeles, persoanelor care doresc să aplice pentru fonduri europene și totodată suntem foarte, foarte aproape de cetățeni, aducându-le la cunoștință toate facilitățile de care ar putea beneficia. Dau exemplu, în momentul de față avem 105 membri asociați în cooperativă care beneficiază de scutiri de impozit pe terenul agricol, scutiri de impozit pentru construcțiile care deservesc această activitate, impozit pe norma de venit, deci scutire la impozitul pe norma de venit și atunci ei au această posibilitate ca să se dezvolte mai bine. Tot timpul ține... Administrația locală a hotărât prin codul fiscal, dar noi am ajuns cât mai repede cu informația la cetățean și atunci această informație o creat efecte pozitive. În alte situații, când n-am fi știut despre, sau fermierul n-ar fi știut despre aceste facilități într-un timp scurt, în situația aia n-ar, deci ar fi, consider că este o facilitate faptul că ținem în permanență legătura cu cetățeanul, cu fermierul. Totuși, cum ați reușit? 4.000 de euro. Aceasta este valoarea sprijinului pentru fermierii care cultivă tomate și alte legume în spații protejate. Conform MEADRE, acest ajutor financiar va intra în conturile fermierilor la finele acestui an agricol. Doar că această măsură extrem de necesară nu a ajuns încă la o formă finală și de aici apar incertitudinile. Suma este tentantă, mai ales în contextul actualei avalanșe de scumpiri care îi afectează și pe legumicultori, atâta vreme cât prețurile rezervate pregătirii culturilor sunt cu mult mai mari decât anul anterior. Deci, măsura ar fi mai mult decât binevenită. Fermierii au însă nelămurite câteva aspecte la care așteaptă un răspuns, înainte de a amenaja culturile, pentru a se putea axa pe cele eligibile la plată, în cadrul ajutorului de minimis. Am înțeles că se dă programul Tomata 2022, un pic modificat. E foarte bine pentru agricultori că e o gură de oxigen pentru toți fermierii din România. Nelămurirea mea e în felul următor. Eu am 2000 de metri de solarii, peste 2000 de metri de solarii, cultivate în spații protejate. Vreau să pun roșie de primăvară, tomată, dar în toamnă am înțeles că se va da 1000 de euro pentru cultura de toamnă. Aș vrea să știu dacă pot, în cultura de toamnă, să am diversificat. Adică pot să pun și roșie 500 de metri pătrați, 500 de metri de castraveți sau ardeiuri. Vremea este de asemenea un jucător puternic care decide producția finală și dacă temperaturile nu vor fi cele așteptate, solariile trebuie încălzite suplimentar, ceea ce presupune costuri în plus. Îngrijorările sunt și mai mari când vine vorba despre plata arendei, atâta timp cât nu se pot face niște estimări ale productivității sau ale prețurilor per kilogram de legume. Prin urmare, cei 4.000 de euro pentru fiecare beneficiar, defalcați în două etape, 3.000 de euro pentru ciclul 1 și 1.000 de euro pentru ciclul 2, sunt un ajutor real. Trebuie îndeplinite totodată și câteva condiții legate de producțiile minime necesare pentru 1.000 de metri pătrați. La castraveți, 4.000 de kilograme, ardei gras sau lung 2.000 de kilograme, fasole păstăi 1.500 de kilograme, spanac 1.000 kilograme, salată 15.000 de ceapă verde, 100.000 de bulbi. Lipsa unei strategii coerente pentru piața de desfacere a produselor românești duce la pierderi masive pentru fermieri. În timp ce hipermarketurile se umplu de ouă din Polonia la prețuri de nimic, producătorii români ajung să folosească și 20% din ouăle obținute drept meniu pentru văcuțe.
Cum se întâmplă toate acestea, aflați de la Aurel Enache, un fermier cu o poveste interesantă, pe care a dezvăluit-o într-un interviu realizat de Ovidiu Ghinea. Din informațiile noastre vin foarte multe ouă din Polonia, ouă albe, care sunt pe piață, care le găsim în marile lanțuri de magazine, care vin la prețuri mici. Noi, ca să fim competitivi, ca să rămânem pe piață, ca să rămânem, nu am ajuns să nu ne dorim câștig, dar culmea. Deci pe noi ne costă la prețurile de astăzi cel puțin 35 de bani să facem un ou. Deci de acolo în sus înseamnă și profit pentru noi. Spuneați mărimea M, este mărimea cea mai căutată, mărimea cea mai consumată. Întrebați pe Ionuț unde se duc. Nici noi nu știm unde se duc. Vă spun eu, adică dumneavoastră știți unde se duc, mai se duc în hrana văcuțelor. Din păcate. O parte mică, spunem. Da. E adevărat, ne-am obișnuit văcuțele, noroc că avem văcuțe, cu un meniu format mai nou și din ouă ciobite, sparte, găinușele sunt la început de drum și avem și multă reformă. Multă reformă înseamnă cam 20%. Gândiți-vă la prețul de 30 de bani când ni se oferă și minus 20% reforma care o dăm la văcuțe, nu mai facem calcule. Dar noi sperăm la mai bine. Mi-a facilitat fostul președinte al Consiliului Județean de la Giurgiu, Maria Mina, o întâlnire cu domnul Adrian Cheznoiu, am fost la dumnealui, am lăsat o notă informativă, un calcul pertinent, real. I-am expus problema noastră cum că un crescător foarte mare de păsări de ouă din Alba, da? Și a zis că știe de situație, nu avem lege care să ne protejeze, v-ar încerca, dar e greu, fiecare stat își apără, fiind în Uniune, își apără investitorii lui, dar mergem înainte. România n-a ajuns nici măcar la 30% din potențialul agricol pe care îl are, este de părere Nicu Vasile. Într-o discuție cu realizatorul Ovidiu Ghinea, reprezentantul Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, au vorbit despre marile probleme ale agriculturii. De la criza îngrășămintelor și până la valoarea cercetării agricole de astăzi, fermierul a făcut o radiografie dureroasă a agriculturii românești. România n-a ajuns nici măcar la 30% din potențialul agricol pe care poate să-l ofere agricultura României. Păi, dar nu discut de importul și de exportul de micro și macro elemente? Dacă eu nu-i dau ce, îl sărăcesc? Da? Nu am fosfor, nu am potasiu, nu am azot. Păi câte combinate aveam noi? De îngrășime, unde sunt, domnule? În 32 de ani trebuia noi fermierii să... Chiar noi trebuia cumpăra. Puneam... Adică anul ăsta a fost un an mai bun, da? Fiecare pune cât ai, domnule, disponibil dumneata. Hai să strânge să facem. Să cumpărăm un combinat, să fie al nostru, nu? Uitați-vă, cooperativele din Franța au poziție de multinaționale. Deci activează în multe țări. Cooperativă, discută de cercetare. Cercetarea nu trebuie să te finanțezi eu de la bugetul de stat. Este o activitate economică. Poți să vinzi ce? Inteligență. Descoperiri pe care le-ai făcut. La noi nu se... După absolut nimica. Toată lumea face tematici. Am văzut chiar specialiști cu 50-60 de proiecte pe an ca să primească bani de la buget. Dar, domnule, hai să facem aplicații. Despre PNS, ce credeți că se întâmplă în perioada următoare? Că e un punct important. Am văzut că ministrul a chemat la consultări. Da, mă bucur pentru noul ministru. Înțelege lucrurile și chiar vrea să facă treabă. Nu e ușor. Căutăm să acordăm tot sprijinul și împreună să dezvoltăm toate aceste probleme pe care le are agricultura în România. Un lucru de notat este faptul că am primit autorizare pentru folosirea tratamentelor la sămânță. Și pentru floare și pentru porumb. Ce ar fi însemnat dacă n-am fi primit pentru floare și porumb ca și fermier, ca și cultivator de
Păi noi am făcut, tot facem monitorizare la acești dăunători, la prăjitoare. Avem pagube imense. Gândiți-vă că anul acesta, inclusiv, semințele vor crește ca și preț. Tot ce înseamnă input. Da? Dacă mulți fermieri anul trecut au întors floarea soarelui. Recent, BASF a organizat evenimentul Arhitecții Culturilor, în care specialiștii companiei au prezentat noi tehnologii dedicate activităților din ferme. Mai exact, reprezentanții companiei au prezentat detalii legate de produsele din portofoliul BASF 2022. Dar cel mai bine este să-i lăsăm pe specialiști să prezinte acest portofoliu. Numele meu este Silviu Roșca și fac parte din echipa de marketing a companiei BASF și am rolul de crop manager pentru culturile de cereale păioase, porumb și sfeclă de zahăr. Anul acesta lansăm încă două noi fungicide pentru cereale păioase. Anul trecut, în 2021, din nou am lansat alte două noi fungicide. În total, portofoliul de cereale fungicide al companiei BASF a ajuns să aibă un număr de 7 produse, într-un segment în care dispar din ce în ce mai multe substanțe active de pe piață, substanțe active precum tiofanametil sau ciproconazol retrase în 2021, procloraz care a fost retrasă în acest an în 2022 și multe alte substanțe. În primul rând, o cultură focus pentru BASF sunt clar culturile de cereale păioase, grâu și orz, unde avem un portofoliu complet de la erbicide, fungicide și până la regulator de creștere, dar ne adresăm fermierilor cu produse și pentru floarea soarelui. Avem două segmente foarte cunoscute, două soluții, și anume Clearfield și Clearfield Plus pentru floarea soarelui, care la momentul când au apărut au fost o revoluție să combați în vegetație buruienile cu frunză lată. Nu s-a mai întâmplat niciodată. De asemenea, la rapiță suntem lideri de piață cu portofoliul pe care îl avem. Rapița, care este o cultură foarte profitabilă în România, și de asemenea aici avem un portofoliu complet de la erbicide preemergente, postemergente, sistemul Clearfield pentru rapiță și, bineînțeles, fungicidele dedicate culturii de rapiță, culminând cu produsul Pictor, care este cunoscut de fermieri împotriva sclerotiniei putregalului alb la cultura de rapiță. Dar nu în ultimul rând, mai sunt culturile de porumb, porumbul care ocupă cea mai mare suprafață în România. De asemenea, avem un portofoliu de erbicide complet și cultura de soia, care a început să crească ca și suprafață, și aici avem soluții fiind lideri de piață. Suntem pregătiți și pentru noile provocări, de aceea BASF are în dezvoltare divizia de agricultură digitală. Chiar în acest eveniment vom prezenta trei aplicații. Una din aplicații este în parteneria cu compania Agrivi pentru managementul fermei, unde fermierii își pot deschide telefonul și au toate datele la dispoziție despre parcele, ferme, stocuri și așa mai departe. În primul rând, Agrivi este o platformă completă, însemnând că incorporează toate activitățile care se fac într-o fermă, acestea se transformă într-un mediu digital. Deci de la managementul culturii, managementul financiar, analiză satelitară, analize pe boli și dăunători cu alerte timpurii, prognoze meteo, la fel și un istoric meteo pe 3 ani de zile, toate datele regăsim în platformă. Cea de-a doua aplicație este Xarvio Scouting. Fermierii o pot descărca gratuit de pe Android sau iOS și pot face poze buruienilor sau bolilor, și aplicația le spune ce boli, ce buruieni sunt, și astfel, știind boala și buruiana, să aplice tratamentele corespunzătoare. Și nu în ultimul rând, este vorba de cea de-a treia aplicație, AgAssist, care se adresează fermierilor, în special pentru produsele BASF. Acolo pot găsi catalogul BASF, toate produsele și recomandările BASF și, bineînțeles, avertizări despre apariția anumitor boli sau dăunători în imediata apropiere a evenimentului. Am ales să colaborăm cu BASF, în primul rând pentru produsele bune care le pun la dispoziția fermierilor, pentru seriozitatea echipei din România a firmei BASF și pentru promptitudinea cu care asigură aceste produse către distribuitor și mai departe noi către fermier.
Cine crede că România nu poate să își asigure singură mâncarea se înșală și chiar grav. Problema este că România nu vrea să facă acest lucru, pentru că dacă ne uităm în piață și pe câmpuri ne dăm seama că posibilități sunt, doar să întinzi mâna și să le culegi. Este adevărat că mai este nevoie de câte ceva pentru a produce mult. Și nu vorbim aici de cultură mare, ci de asociere, materiale de calitate și seriozitate. Anul acesta, o singură cooperativă alcătuită din legumicultori români va duce în magazine 80.000 de tone de legume. Este vorba de cooperativa Țara Mea, aflată în contract cu marile lanțuri de magazine, iar cantitatea de legume anunțată înseamnă o creștere cu 40% față de anul anterior. Iar asta este posibil după ce numărul de membri în cooperativă s-a dublat, acum fiind vorba de 5.000 de producători. De fapt, este chiar mai mult decât o dublare, pentru că anul trecut erau în jur de 2.000. Reprezentanții cooperativei vorbesc și de depozitul de la Băleni, cu 2400 de metri pătrați de spații de prelucrare și 11 camere frigorifice, care de acum înainte va face parte din portofoliul cooperativei, împreună cu fermierii din împrejurim. Și vorbim despre mai mult de 1000 de hectare de spații protejate care livrează cooperativei legume, cu munca a 2000 de fermieri. Așa că acum fac parte din această formă asociativă 6 bazine legumicole, ceea ce înseamnă că este căutată de marile rețele comerciale. De altfel, acum câteva zile, reprezentanți unui mare retailer au fost să vadă mai multe sere și depozite ale fermierilor din cooperativă, ca parte pregătitoare a unor viitoare contracte, iar asta înseamnă garanția unor venituri pe termen lung, pentru că istoria cooperativei de care vorbim arată exact acest lucru. Acum 2 ani, în 2020, cooperativa a livrat legume românești de peste 2 milioane de euro, și asta pentru numai 10.000 de tone, care veneau de la circa 300 de fermieri. Acum sunt 5.000. Universitatea de Științele Vieții din Iași lansează proiectele finanțate prin programul operațional Capital Uman, intitulate E-Antreprenor și Educație și Profit. Sunt disponibile granturi de peste 1,3 milioane de euro pentru studenții care vor să înceapă propria afacere. Finanțarea câștigată prin concurs de către Universitatea de Științele Vieții Iași prevede finanțarea schemelor antreprenoriale a 33 de studenți din domenii care sunt inovatoare, aduc o valoare adăugată reală și contribuie la dezvoltarea zonei de nord-est a României. Sumele primite sunt în limita a 40.000 de euro pentru fiecare idee de afaceri și, bineînțeles, vor primi din partea specialiștilor USV Iași, vor primi consiliere în susținerea acestei idei și în, să spunem așa, în flow-ul ei în viitorul apropiat. Inițial nu am știut pentru ce l-am făcut, doar pentru o curiozitate, și acum mi-a trezit curiozitatea pentru antreprenoriat și încep să mă informez mai mult. Ce o să faci pe viitor și cu ajutorul cursului? Sper să-mi deschid propria afacere. Și acest curs mi-a deschis această oportunitate. Nu mă gândeam până acum la acest lucru, dar după acest curs încep să conturez niște idei. Spre ce domeniu vrei să te îndrepți? Tot pe ce am studiat și în cadrul facultății, pe industria alimentară. Autoritățile din Franța privesc cu mare îngrijorare înmulțirea focarelor de gripă aviară în Europa, temându-se că boala ar putea afecta grav o industrie de câteva miliarde de euro. Așa că au decis să arunce în luptă toate mijloacele și anunță mobilizare generală. Iar asta înseamnă că și studenții de la medicină veterinară pot fi mobilizați pentru a lupta împotriva gripei aviare. Aceștia pot fi chemați la datorie până pe 31 mai în cadrul luptei împotriva gripei aviare, arată o hotărâre a Ministerului Agriculturii, așa cum s-a întâmplat și anul trecut de altfel. În Franța, autoritățile sanitare au identificat până acum 100 de focare pe tot teritoriul național și au sunat alarma. Așa că studenții la medicină veterinară, dar și alții care au studii asemănătoare, vor putea face vizite de verificare a sănătății în ferme. Vor recolta probe în abatoare sau ferme și vor efectua anchete epidemiologice și de trasabilitate, prevede ordinul publicat deja în Jurnalul Oficial. De asemenea, vor putea participa la așa numite operațiuni de depopulare, ceea ce înseamnă lichidarea efectivului de păsări
păsări dintr-o fermă afectată de gripa aviară. Decizia a venit la scurt timp după ce Ministerul Agriculturii de la Paris a raportat 102 focare de gripa aviară înalt patogenă în fermele de creștere a păsărilor, 21 de cazuri la păsări sălbatice și 5 cazuri în exploatații familiale, la păsări crescute în curte. Datele arată că au fost identificate două zone principale cu risc de diseminare, așa că cei mai mulți specialiști și studenți vor fi trimiși în aceste regiuni. Epidemia de gripă aviară, care se răspândește rapid în Europa de la sfârșitul lunii august a anului trecut, a ajuns în Franța, așa că 10.000 de păsări au fost deja sacrificate. În decretul emis în aceste zile, ministrul francez al agriculturii vorbește de necesitatea de a preveni riscul de răspândire a bolii și amintește că astfel de situații au mai fost, dar reacția rapidă le-a pus repede capăt. Epizodiile anterioare au afectat Franța de 4 ori din 2015 și până acum, numai în iarna trecută fiind sacrificate 3,5 milioane de păsări. Noua politică agricolă comună poate decide plafonarea plăților directe către ferme. Cum ar afecta această decizie fermierii români în contextul în care fiecare cent primit prin plata directă e important pentru afacere? Urmăriți dialogul pe acest subiect dintre Dragoș Costin Telehus, președintele Asociației Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice Ialomița, și realizatorul Cătălin Lența din emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. În situația noastră, noi avem câteva probleme. În primul și în primul rând, noi nu știm exact ce ferme avem, cât de mari sunt, unde este compromisul perfect de eficiență, care categorie de fermă este mai bine capitalizată, care categorie de fermă este complet fiscalizată. Astfel încât, eu zic că înainte de a afla în detaliu cum stăm și ce structură avem în agricultura noastră, bineînțeles, pe sectoare. Noi, acum eu nu pot să vorbesc decât despre arabil, pentru că asta mi-e meseria. Până nu aflăm cum stăm, nu cred că este înțelept să facem o schimbare așa de bruscă de politică. Ce are de câștigat statul, ce are de pierdut, aici trebuie să ne uităm. În al doilea rând, eu știu că până acum discuțiile de la Bruxelles înclină către plafonare, dar voluntară, la inițiativa statului membru, sau în cazul în care nu hotărăște statul membru să plafoneze subvenția, trebuie să compenseze treaba asta cu o mărire a plăților redistributive, astfel încât să continue să facă discriminare pozitivă în favoarea fermelor mici. Asta cu majorarea plății redistributive rămâne la latitudinea statului, pentru că trebuie bani pentru toate. Nu, este o condiție care e impusă în cazul în care în cazul în care se ia decizia să nu se plafoneze subvenția. Bun, da, oricum, indiferent, aveți și dumneavoastră dreptate și eu când spun că sumele trebuie luate de undeva. Domnule Telehuz, vorbim de această posibilitate voluntară de plafonare, aplicarea voluntară de către fermieri a unor scheme. Deocamdată cuvântul acesta voluntar mi se pare definitoriu pentru viitoarea politică agricolă comună. Urmează câteva minute dedicate promovării unor jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul cu alte subiecte de interes pentru dumneavoastră. Cultura de cereale păioase este o sursă importantă de hrană la nivel mondial. Dar pericole ascunse, precum bolile foliare, pot afecta major această cultură. Corteva AgriScience lansează Verben, cel mai performant fungicid pentru cereale păioase recomandat în primul tratament. Cu cea mai avansată moleculă, Verben combate făinarea și întregul spectru de boli foliare din cultura de cereale. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.